Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Suceava în direct, o ediție specială. Sper că veți avea și curiozitatea și răbdarea să ne urmăriți preț de o oră și jumătate, pentru că invitatul meu are să vă spună multe lucruri noi despre dezvoltarea Sucevei, despre proiectele de dezvoltare ale Sucevei, despre necazurile, dar și bucuriile de a fi locuitor în municipiul Reșeniță de județ. Vă mărturisesc că în urmă cu vreo jumătate de oră am tranzitat tot orașul, am mers așa pe centru, normal, venind de la Fălticeni, pe Bulevardul Sofia Vicoveanca și până mai încolo de grup școlar 2, până la intersecția cu Calea Unirii cu Traian Vuia, să văd cam cum se circulă prin oraș pentru a-l putea întreba pe primarul Ion Lung, invitat în această seară. Bună seara, domnule primar! Bună seara, domnule Ion Rusache! Bună seara, Televiziunea Plus! Și, în ultimul rând, bună seara, dragi suceveni! Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre. Pentru a-l întreba continui ce am început, despre cam cum se circulă în Suceava, acum la un pas de luna august, când este știut faptul că prin definiție orașele sunt mai aglomerate, pentru că vin prietenii, rudele, cumătrii și tot ce înseamnă români, suceveni plecați la muncă în străinătate. Este știut faptul că e perioada concediilor și vin și turiști, mai mult sau mai puțin, dar vin. Și mă uitam, domnule primar, că la parcarea subterană din centru erau 148 de locuri libere, dar în schimb pe toate colțurile de trotuare erau parcate mașini, treabă de civilizație, multe cu numere de Italia, câteva cu numere de Belgia. Asta înseamnă că băieții aia, când merg la ei în oraș, acolo unde muncesc și locuiesc prin străinătățuri, nu parchează pe colțul trotuarului, dar la Suceava își permit că na, e la el acasă. De cealaltă parte vreau să vă mai spun că v-am zărit plecând din fața primăriei în urmă cu vreo oră la volanul unei mașinuțe electrice și nu știu, un așa om mare la stat și la sfat merge cu o mașinuță așa de mică. Cum vă privesc sucevenii când mergeți cu mașina cu mașina electrică în trafic, o mașină electrică albă a primăriei luată prin fonduri elvețiene, pare mi se. Au fost două întrebări, de fapt, și mai fac o singură paranteză, după care vă dau cuvântul. Îmi amintesc de o secvență în urmă cu vreo 3 ani, când primarul Vienei, pare mi se ducea la servici cu bicicleta. Ion Lungu nu vine cu bicicleta la servici, dar merge în timpul serviciului cu mașina electrică. Așadar, da, referitor la circulație, sigur, se circulă binișor, mai bine ca atunci când se lucra la pod. Dumneavoastră n-ați fost suficient departe, pentru că a început un nou front de lucru, nu atât de mare, dar este afectată o bandă de circulație în zona Iric din Burdujeni, acolo unde lucrăm la aducțiunea de gaz metan în cartierul Burdujeni Sat. Se lucrează, deci ONU Gaz, care sunt parteneri cu noi în proiect, aduc magistrala de gaz metan, și pe o porțiune de 100 de metri deocamdată lucrează acolo, pun magistrala de gaz metan, sigur că sunt restricții de circulație pe o bandă. Știam de acest lucru, tocmai de aceea am și făcut lucrări la pod mai repede, ca să spun așa, să nu suprapunem cele gaz metan. Sunt lucrări care se execută pe timp de vară. Mai sunt multe lucruri și în alte străzi afectate, de exemplu strada Alexandru cel Bun, care este astăzi chiar închisă parțial pe mai multe porțiuni, pentru că se lucrează la fel la mărirea capacității conductei de gaz metan, o lucrare a celor de la E.ON Gaz, având în vedere faptul că acest cartier, cartierul Alexandru cel Bun sau Mâniei Sopescu, este blocurile sunt cele mai vechi din oraș, din anii 60 construite. Conductele de gaz metan sunt putere de pe românește. Doi, nu au capacitate suficientă pentru a alimenta gaz metan întregul cartier din zona Alexandru cel Bun sau Mâniei Sopescu, dezvoltările care s-au făcut acolo și ca atare. Mă doare inima, mi se rupe când văd ce se întâmplă acolo. Noi am făcut o stradă, acum 3 ani zile sau chiar 4 ani zile în urmă, foarte bine reparată. Și astăzi, sigur, este făcută flanduri, asta este realitatea, pentru că, într-adevăr, cei de la ION Gaz o refac, dar cum a fost, ea nu mai sunt niciodată. Sigur, ne-a fost foarte greu să luăm această decizie, să lăsăm să intervenim în stradă. Nu este altă soluție. Repet, ca să poată asigura în condiții de siguranță și la capacitate optimă sau necesară gaz metan în acest cartier, trebuie să mărească capacitatea la conducta de gaz metan. Mă, dar ei nu știau lucrul ăsta înainte, în urmă cu 3 ani de zile, doar era un lucru știut, hai să fim serioși, dar nu au avut fonduri atunci de investiții. Aici a spus punctul pe ei, așa cum să știi, aceste societăți sunt privatizate.
Deci lor, adică acționarul din Germania nu asigură fonduri când vrea primăria, când dau ei. Și s-a întâmplat acest lucru. Deci una pe seapta se circulă binișor, dar sigur că sunt momente când la anumite ore de vârf, ceea ce mă refer, mai sunt și blocaje, dar vreau să vă spun că am fost într-un scurt concediu, spune o săptămână, de-abia m-am încălzit ca să fim în concediu, că trebuie să fim la servici pentru că sunt probleme foarte multe de rezolvat. Și vreau să vă spun că peste tot se circulă în țară greu, cu greutate, cu poduri în reparație, pentru că, din păcate, podurile se repară numai vara. Unde a stat cel mai mult blocat, deci, în trafic când a fost în concediu? Vreau să vă spun că am stat la Fălticeni. Mulțumesc! Dacă se repară podul din fața casei domnului Stan de aia. Da, da, am stat și la Fălticeni, dar deopotrivă am stat și în zona Argeș, unde oamenii se lucrează acolo la un pod. Am stat la 3-4 poduri, am așteptat în zona Brăila, undeva spre Ianca Vizieru, deci no, se stă acolo unde se lucrează la pod, sau la pod se lucrează în această perioadă. Deci, ca să revin, mulțumesc Dumnezeu că am reușit și am făcut lucrările la podul de peste râul Suceava, din zona bazarului. S-au încheiat aceste lucrări, sigur, mai avem noi demarcat acolo, dar asta nu împiedică circulația și lucrurile, din acest punct de vedere, stau bine. Dar avem încă multe lucrări de intervenit în acest an și... Nu trecem ușor peste pod. Că... Nu trebuie. Mai e și proiectul Podul Unirii și mai sunt o serie de cărcotași care au spus că lucrările la podul ăsta, cu toate că dumneavoastră ați garantat într-o declarație asumată în conferință de presă oficială, că 10 ani de zile clar nu se va mai interveni la podul ăsta. Mențin acest punct de vedere. Totuși ei spun că, domnule, se circulă foarte rău pe pod, că trepidează, că nu sunt canalele aliniate cum vor ei, că nu sunt vopsite roșu cu picățele. Da, eu trec în fiecare zi pe acolo, nu sunt probleme, mai sunt pus câteva borduri înalte pentru gurile de scurgere, dar lucrarea este finalizată și o să zic că s-a făcut o lucrare de bună calitate în ceea ce privește rosturile dilatare. Rostul este de a asigura elasticitatea podului pe de-o parte și infiltrația de apă. Deci, una pe seata, Podul Unirii, lucrările merg foarte, foarte bine. Acolo chiar ieri a fost la fața locului. Se lucrează la al treilea pilon în mijlocul râului Suceava. S-a turnat pe malul celălalt spre termica radier, așa cum se spune în termeni de specialitate, pentru chesonul numărul 2. Deci toate cele 3 pile și cei 2 chesoni în termeni de specialitate ai podului sunt în lucru, 3 sunt gata, 2 sunt în lucru și mă refer aici la un cheson și la o pilă și de la pod, de sunt în lucru și eu zic că sunt șanse reale că în acest an să finalizăm în mare parte podul, sigur nu va fi destinat circulație, dar să putem trece dintr-o parte în alta, să ne însăilăm pe românești, așa cum am mai spus și altă dată. Deci lucrurile din acest punct de vedere merg bine. Sigur că suntem în expertiză cu partea de drum care facem la intersecția cu calea Unirii, deci în sata Traian Voia, cea care vine de la Rădăuț, în așa fel încât să coborâm pe pieductului, să mergem pe malul râului Suceava, să trecem prin cetății și să ajungem pe malul la pod, acolo unde se lucrează în acest moment. Îmi doresc ca să demarăm lucrările în acest an și la această primă parte a rutei ocolitoare, deci pe lângă pod, în așa fel încât se merge cam un an de zile să fie gata prima parte și podul, să putem efectiv circula pe acest pod, pe acest nou ax al Sucevei, pentru că el, așa cum se știe, astăzi se circulă de pe strada Mirăuț, avem șanse să mai dezvoltăm un ax al Sucevei paralel cu cel actual, discutăm aici de cel care intră în Suceava dinspre Fălticeni și este pe Botoșani. În rest, indiferent câte lucrări de sistematizare rutieră, de studii de circulație, de vom face în zona comercială, lucrurile nu se rezolvă definitiv, mutăm dintr-o parte în alta acel conflict de trafic, acel punct mort, acea gătuitură, mutăm dintr-o parte în alta, ca asta este realitatea. Or, soluția corectă este să avem cât mai multe poduri și am spus acest lucru cu toată responsabilitatea, deci lucrăm acest pod în zona termică, acolo unde este la ora actuală și la fel suntem în discuții cu Banca Mondială pentru a mai finanța o rută ocolitoare care este, mă rog, documentată de către primărie, ruta ocolitoare numărul 2, cea care vine dinspre Fărticeni, la cumpărătura, trece pe la Ipotești, Șeuț și iese la Salcea. E deci, gata așa, pe 17 septembrie. Nu, asta e alta.
Asta e ruta numărul 2, da, asta ia. La care va fi gata e ruta numărul 1. Deci este ruta numărul 1, care merge de la Fălticeni și iese în partea spre Rădăuț. Asta și... pe Hagi Gadarei 1, da, și da, cealaltă care, care vine tot așa dinspre Fălticeni, la Cumpărătura și vine pe partea cealaltă, Ipotești, Salcea, Râul Suceava, ruta ocolitoare numărul 2, în așa fel încât să avem un inel de ocolire al municipiului. Eu sunt un om care totdeauna ajută pozitiv și sper că până la un lucru se întâmple. Îmi doresc și eu ca să se finalizeze și sper că se vor finaliza lucrările la prima rotă ocolitoare. Sigur că văd când vine domnul Cuc pe aici, el spune că până pe 17 gata, pleacă el, presa spune că nu e așa, că nu știu, dar eu zic, sunt convins că după cum am văzut că se lucrează. Eu zic că în acest an, și astăzi am observat, se amenajează parcarea, da, aia. Și, da, și în acest an eu zic că va fi finalizată această rută ocolitoare. Deci, funcție de cele trei rute ocolitoare, dacă vreți, 1, 2 și ruta alternativă Suceava-Botoșani, cea de mai mică lungime, de 4 km, celelalte au peste 13 km, vom reuși să furizăm traficul municipiului Suceava. Iar funcție de asta, sigur, vom lua măsuri suplimentare de aplicarea măsurilor din sud de circulație, de sensuri unice, de sens unic pe bulevardul principal și vom trage această concluzie, sper eu, cât mai repede, funcție de cum vom fi afectați pozitiv, spun eu, de aceste rute ocolitoare care urmează să fie date în funcțiune, care urmează și o partenerii sunt în construcție. Cât privește plimbatul cu mașina electrică, sigur că vă spun, este un lucru deosebit în sensul că sunt niște mașini foarte ergonomice, sunt de dimensiuni mici, se strecoară foarte ușor prin aglomerația din oraș, chiar sunt plăcute la vedere și vreau să vă spun că au fost foarte apreciate, inclusiv de cei care ne-au dat banii. Știți foarte bine că ambasadorul Elveției a avut mai cuvinte de laudă, deci avem 11 asemenea mașinuți, ca să le spun, care au dus economii esențiale de combustibil, deci costul combustibil este de 7 ori mai mic la această mașinuță electrică decât dacă ar funcționa cu una pe motorină sau pe benzină. Deci au fiabilitatea lor și așa am vrut să le luăm mici, să fie sprintine și să putem să ne strecurăm prin aglomerația din oraș. Ele sigur că nu părăsesc orașul, sunt vârte numai în jurul lor, în interiorul orașului, cu acea autonomie de 135 km pentru încărcarea bateriei și eu sunt foarte mulțumit că e o mașină fiabilă și până în prezent a mers foarte bine. Dacă am ajuns la mașinuțe electrice și la cum se, am vorbit despre cum se circulă în oraș, vreau să vă spun că am văzut așa o secvență trecând în trafic două autobuze a transportului TPL-ului, transport public local, două Irisbus, acele autobuze care în urmă cu vreo 10 ani de zile când le-ați adus... 12 ani de zile. 13 din 2006. Mai bine de 10 ani, 13 ani, da. Când le-ați adus dumneavoastră și am mers toată onor presa și toți colegii mei, am mers așa într-un periplu prin oraș, în probe. Au avut mână bună pentru că ne-au ținut foarte mult aceste autobuze. Așa ceva, am zis noi atunci, domnule, așa ceva nu există, e bun, e un transport public local, da, foarte, foarte modern. Iată că le-a trecut vremea, da, și au trăit traiul și au mâncat mălaiul, au și un milion de kilometri. Da, așa este, și încă sunt buni, da. Și vreau să abordăm subiectul, știu eu, știri din această săptămână, pentru că dumneavoastră ați semnat contractul pentru achiziționarea numai puțin de 35 de autobuze electrice, realizarea unei autobaze, a unui centru de supraveghere video și multe, multe alte proiecte, mai ales pentru o societate de transport persoane, transport public persoane, fiabilă și poate civilizată în primul rând și poate și rentabilă. Da, cu siguranță, da. Da, să vă spun că a fost un moment foarte important în cursul zilei de luni, atunci când am semnat contractul pentru cele 35 de autobuze electrice care vor veni la primăria municipiului Suceava, plus autobază, plus acea, mă rog, dispecerat, la fel modernizarea peste 50 de stații de autobuz, cu sistem automat, cu etichetting, asfaltarea străzii Vasilii Pârvan din Burzeni Sat și mai mult decât atât, deci pe lângă cele 35 de autobuze, luni va avea loc la București, într-un parteneriat în municipiul Suceava cu Ministerul Dezvoltării Regionale, pe fonduri europene, alte 15 autobuze electrice mari. Deci începe să contureze ceea ce tot vorbim după 5 ani de zile de aceste autobuze electrice. Avem aduse 5 pe fonduri elvețiene, urmează următoarele 50 de autobuze pentru care
avem semnate contracte de finanțare, deci 35 pe port și 15 în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, la care va avea loc licitația pe luni, data de 29 iulie. Deci iată că ceea ce tot vorbim, așa cum am spus, se va transforma în realitate. Îmi doresc să, noi am demarat procedurile de licitație, să ne ajute Dumnezeu să avem baftă, să achiziționăm autobuze cât mai bune. Sigur că ele sunt scumpe, aceste autobuze electrice, dar faptul că le aducem pe banii europeni este un lucru extraordinar. Așa cum am spus și altă dată, este singura șansă pe care o avem să putem să avem o societate de transport public performantă, eficientă, și acest lucru se întâmplă datorită faptului că aceste autobuze au consumul de combustibil de 7 ori mai mic. Deci ceea ce înseamnă să bagi în priză, să încarci bateria, e de 7 ori mai mic consumul exprimat în lei decât cel clasic de a merge cu motorină. Lucru care deja noi l-am verificat la primărie, la aceste mașinuțe de care vă spuneam. Și dați-mi voie să vă spun că aceste reduceri de costuri ne va permite, în primul rând, să avem o societate eficientă. Doi, problema salariilor la salariații de acolo să se rezolve, pentru că, repet, această economie substanțială de 7 ori, nu cu 7%, de 7 ori mai mici, mai mici costuri la combustibil decât în varianta actuală, ne va permite să avem o societate rentabilă, să putem da salarii la salariați și, în ultimul rând, dar nu o spun din punct de vedere, eu știu, politic sau să apropie campania electorală. Pensionarii vom avea posibilitatea să dăm la toți transport gratuit prin mijloace de transport public, în ideea că vom avea cum, pentru că această societate va fi rentabilă, va avea bani. Și în ultimul rând, cu prețuri suportabile pentru populație. Vreau să vă spun că în măsura în care vin aceste autobuze electrice mici, electrice noi, voi propune în Consiliul Local să reducem prețul la 2,50 lei, la 2 lei la mijloace de transport electric. De asemenea, voi avea posibilitatea să mă adresez cetățenilor, având aceste autobuze suficiente, deci spuneam 50 care vor veni, sper eu, până la sfârșitul anului, cu 5 care le avem 55, mai sunt și din celelalte microbuze cumpărate noi înainte, încă 10 pe care le-a cumpărat primăria municipiului Suceava, plus o parte chiar din astea vechi care mai sunt, care sunt bune și funcționale, deci vom avea mijloace de transport suficiente să pot face un apel la suceveni să meargă transportul public. Asta înseamnă că vor avea aceste mașini la dispoziție, aceste mașini nu au voie să întârzi niciodată, pentru că va fi un număr destul de suficient. Astăzi ne întindem ca un acordeon de pe un traseu pe altul, asta este realitatea. Deci vor fi numai avantaje. Vă mai certați cu Darie Romaniuc? Nu, eu nu m-am certat niciodată cu Darie Romaniuc. Eu doar mai atrage atenția, așa, bă, oricum, nene, ce facem? Nu, deci sigur că de asta sunt primar, oricând fac observații cuiva, dar în linii mari nu prea am să-i reproșez domnului Darie Romaniuc, pentru că el și-a dovedit competențele acolo și discutam, adică prin fapte, nu prin vorbe, că aceste autobuze care sunt de 13 ani, iată, sunt funcționale astăzi, au peste 1 milion de kilometri din ele. Asta înseamnă că le-a tratat cu profesionalism, s-a ocupat de această societate. Sigur, mai sunt și discuții acolo cu sindicatele. Am avut și o discuție cu dumnealor. Le-am spus să mai aibă puțin răbdare, că suntem pe un drum bun la TPL. Ca atare, eu sper de toată inima ca în perioada cea mai scurtă de timp, și aici m-aș rezuma la o jumătate de an, să avem această societate performantă de care spuneam, cu serviciu civilizat de transport și cu prețuri suportabile pentru populație. Se lucrează în acest moment și suntem în luna august, se va termina noua bază de transport public local, care se realizează în Burdujeni Sat, pe Imaș, practic, în Burdujeni Sat, la capătul străzii de Capitan Grigore Andrei. Deci este cel mai mare proiect pe care l-am semnat până acum la fonduri europene. Deci, iată, 35,5 milioane euro pentru aceste 50 de autobuze noi. Și vreau să vă spun că suntem singurul oraș din Moldova care a semnat un asemenea contract, în sensul că pe transport integrat. Deci noi în acest contract avem tot de la cap la coadă. Aducem autobuze noi, facem autobază nouă, puncte de încărcare, acest etichetting și așa mai departe, sistem de supraveghere, dispecerat și așa mai departe. Vreau să vă spun că celelalte orașe au încercat să ne copie cumva pe noi, dar au făcut câte două, trei proiecte, au depășit peste 100% din sumele repartizate. Din nou, schimbarea regulilor în timpul jocului, noi încă mulțumim Dumnezeu, am fost norocoși. Deci a spus, domnule, depuneți până la 150% pe axă, că o să fie bani, o să fie redistribuire. Acum s-a dat în ordine prin luna mai în acest an, la Ministerul Dezvoltării Regionale, că nu avem
aveam voie să depășim alocarea de 100%. Noi am încăput pe alocarea de 100% cu întregul proiect care este integrat. Repet, autobuze, autobază, sistem de dispecerat automat, stații de autobuze și mai departe. Stații, da. Celelalte orașe, să, mă rog, dacă discutăm în concret Iașu, la fel are, vrea să aducă tramvaie electrice, să facă autobază, să facă, eu știu, schimbi calea de rulare. Știu că sunt foarte delicate, nu pot, adică nu pot fi asigurate finanțările la un cap la coadă, deci riscă să aducă tramvaie, dar să le pună pe tot pe șine veche sau să aducă tramvaile, să aibă infrastructura exact. De transport electric. Sunt o situație foarte delicată. Chiar discutam cu primarul de la Iași, era foarte mâhnit, supărat și spunea că o să acționez în judecată Guvernul României, dar când ajungi într-o chestiune genul ăsta, lucrezi de durată și e bine să fie bine. Deci aici este un proiect foarte important pe care l-am semnat, cel mai mare proiect, v-am spus, pe fonduri europene din exercițiul financiar 2014-2020. Urmează procedura de licitație, am demarat deja această procedură și mă rog la Dumnezeu... Am înțeles că mai fel licitație pe data de 29 luna asta, da? Deci, pe da, 15 autobuze care sunt în, tot pe fonduri europene în parteneriat cu Mederapu. Eu sper să fie autobuze bune, repet, chiar dacă sunt mai scumpe, în așa fel încât să mai avem liniște la Suceava în ceea ce privește transportul, măcar așa cum am avut acum minim 10 ani de zile. Scuzați-mi, poate neștiința, în prezent transportul public local e în chirie la actuala... Nu, delegat. În actuala autobază? Nu, e în chirie. O parte din... suntem în... Da, e rezolvată problema, am dat hotărâri Consiliul Local să cumpărăm activele de acolo. O parte, nu toate. O parte din clădire, din clădirile de la TPR sunt al lui Tasa, plătim chirie în ele. Acum noi am dat hotărâri de Consiliul Local pentru, o să mă spun eu, corect, 416.000 de euro, recumpărăm activele cele. Acolo terenul fiind a primăriei, totuși. Terenul fiind a primăriei, dar e o situație încălcită, terenul este a primăriei. Dar platforma betonată e a lor. Deci terenul nostru, dar platforma betonată e a lor. Este o situație conflictuală. Și cu fondurile astea nu cumpărați platforma aia betonată? Nu se amestecă. Cumpărăm de bani, nu. Deci, numai clădirile. Dar nu pe fonduri europene. Nu, din bugetul propriu. Din bugetul propriu reglăm această situație conflictuală între TASA și TPL. Avem nevoie de această societate de acolo, pentru că pasul numărul 2 este următorul. După ce facem această societate nouă de transport public local, cu autobaza, am spus, cea electrică, autobaza pe Imaș în Burdujeni, nu e cea jos. Doar electrică. Doar electrică. Cealaltă sede, societatea rămâne, deci autobaza, departamentul electric, transport electric, va fi acolo pe Capitan Grigore Andrei, în Burdujeni sat. Restul rămâne, activitatea aici jos. E bine că am ajuns la o înțelegere cu cei la TASA, chiar poate azi mâine semnăm contractul, în așa fel încât să le plătim, să intrăm în posesia celor active, pentru că intenționez în faza a doua să facem societate de transport public metropolitan. Și sigur, sede acestei societăți de transport public metropolitan, care se cuprinde și localități din jurul Sucevii, să fie acolo la TPL. Și eu sper să găsim înțelegeri cu primarii din jur, să putem finanța o asemenea societate, să poată da subvenții și cei care sunt interesați, primarii din jurul Sucevii, și să facem ordine altă pentru totdeauna cu aceste maxi-taxe care ne sufocă, care au revenit înapoi la obrăznicia de altă dată, când despre asta este vorba. Eu am câștigat tot un război cu aceste maxi-taxe. A fost unul din punctele mele forte în campania electorală din anul 2004. I-am învins odată, dar au revenit înapoi sub această umbrelă că fac transport interjudețean și atunci, asigur, trec doar prin oraș. Dar... Chiar dacă au colant pe geam, da, că nu efectuăm transport, da, local, se, da, opresc totuși în stațiile Nu putem TPL să... Și... N-avem atâta posibilitate să pun la fiecare polițist local sau la fiecare microbuz un polițist local sau un salariat din primărie să rămânească prin oraș. Deci ei vin, opresc în toate stațiile și, din păcate, aici e mare tragedii, ne iau din banii noștri, când spun ai noștri, la Societatea de Transport Public Local, la primărie. Dar cu această strategie de zonă transport metropolitan, eu zic că vom rezolva și această problemă nouă apărută. Ce îmi place pe una dintre clădirile de pe Traian Vuia, clădirile TASA, încă se mai vede Ceaușescu Pace, da? O litografie, în ghilimele, din 1989. Pace azi, da. Să fie pace. Pace și sănătate, da. Da, ați vorbit foarte mult de acest autobază, parc auto, da, pe electrice în Burdujeni sat. L-ați localizat foarte bine, dar știu că în Burdujeni sat aveți și un contract pentru o grădiniță? Da, sigur că fondurile europene încep să lege între ele. Până azi aveam angajate fonduri europene pe exercițiul 2014-2020 de 42,5 milioane euro.
Sigur, spuneam că cel mai mare, 35,5 milioane euro, este cel cu autobuze și baza de transport. Da, este o reședință nouă, semnat contractul în cartierul Burdujeni Sat și urmează a fi demarate lucrările în perioada următoare, în curtea școlii generale numărul 6. S-a desemnat câștigătorul și pentru licitația de la sede primăriei municipiului Suceava din cartierul Ițcani, chiar în această dimineață am anunțat-o. Sper să nu fie contestație, să putem semna contractul, să putem începe lucrările și aici în Ițcani la nou sediu al primăriei municipiului Suceava din cartierul Ițcani. La fel, un proiect foarte important pe care îl aprobăm mâine în Consiliul Local și trecem deja la licitație este zona de agrement pe malul râului Suceava. Este acea zonă de agrement de 3,5 milioane euro. Avem acordul de la Apele Române. Proiectul este aprobat la Ministerul Dezvoltării. Vom trece la perioada de licitație cu clauză suspensivă, așa se cheamă în termeni juridici. Chiar dacă încă nu avem semnat contractul de finanțare, se preconizează că vom semna undeva în septembrie. Este tot la fel un proiect mare de 3,5 milioane euro. Este vorba de realizarea acestei zone de agrement pe malul râului Suceava, de parte și de alta râului Suceava, cum se merge spre Burdujeni. O suprafață de 15 hectare în care avem zone de recreere, piste de biciclete, de asemenea locuri de terenuri de sportive, de tenis, de volei, locuri de joacă, zone pentru evenimente culturale. Deci este o zonă de agrement foarte largă, aerisită pe o suprafață de 15 hectare și dacă de Dumnezeu și o realizăm, mai este variantă suplimentară de petrecerea timpului liber și a celor care vor să facă mișcare din municipiul Suceava la această zonă de agrement. Deci, iată că proiectele europene încep să se lege. Mai avem un contract pentru grădiniță în zona centrală a municipiului Suceava, care urmează să-l semnăm în perioada următoare. Și, sigur, modernizarea stadionului la Ițcani, la fel un contract pe fonduri europene și alte proiecte care sunt pregătite în perioada următoare, urmează să le promovăm. De asemenea, așa cum se știe, se lucrează tot pe fonduri europene la reabilitarea sediului primăriei municipiului Suceava, un proiect destul de amplu în care vine schimbate toate geamurile, ușile, copertina de sticlă din față, vine făcută hidroizolație la primărie, pe o schimbate de instalație de încălzire, instalație de ventilație, pe modele de eficiență energetică, gen energie verde, pompe de recirculare cu ape din pământ, plăci fotovoltaice, deci acolo avem un proiect foarte important la primărie, un proiect care ne produce azi destul de deranj, dar nu avem soluție, pentru că ar fi fost foarte complicat să ne mutăm cu activitatea primăriei în altă parte. În primul rând, suntem destul de mulți și nu era o clădire, eu zic, în care se încapă toată lumea. Doi, nu, în ultimul rând, ar fi fost foarte scump să plătim o chirie la o clădire, la un dezvoltator privat. Cred că deja mai sughițăm din când în când niște dezvoltatori de ăștia imobiliare ne-au pus, mă rog, pe toacă că nu am mers să ne mutăm în clădirile care le-au disponibile, având în vedere faptul că, sigur, primăria are nevoie de foarte multe spații. Deci sunt proiecte europene destul de importante și pe mine, eu mă bucur că iată în sfârșit aceste proiecte europene care le avem pornite de 4-5 ani de zile acum se concretizează prin aceste contracte de finanțare. Am semnat contractul pentru consultanță la Curtea Domnească. Suntem prinși la Institutul Național al Patrimoniului pe un proiect de reabilitare monumente istorice și eu sper că vom putea cu o sumă până la 5 milioane de euro să modernizăm și Curtea Domnească. De asemenea, la fel, un proiect important pe fonduri europene de digitalizare și vreau să vă spun aici, vom avea posibilitatea ca la un număr de aproximativ 15 documente să le putem elibera pe sistem electronic, începând cu certificatul fiscal, cu, eu știu, certificatul de urbanism și multe alte documente, nomenclator stradal, să le putem elibera pe suport electronic, să nu mai fie nevoie să vină oamenii la primărie. Am lăsat, nu întâmplător, la urmă un proiect foarte important, la care la fel avem în curs de realizare documentația tehnică, este vorba de Parcul Șipote. Noi, când ne-am făcut datorie, am dat hotărârea de Consiliul Local, suntem la avizare la Romsilva, în așa fel încât să putem transfera aceste 144 de hectare de teren de la Romsilva la primăria municipiului Suceava. 44 de hectare de teren sunt în zona cetății de scaun în parcul Șipote, 100 de hectare în zona Zamca. Sigur că ne-a luat mult pentru că, conform legii pe care am inițiat-o, dacă îmi dați voie să spun, legea 220 de anul 2018 și încă o dată mulțumesc la toți parlamentarii suceveni care au votat și au susținut acest proiect și avem astăzi o bază legală
să putem transfera aceste păduri. Deci, conform legii, cel care este interesat să solicite transferul acestor păduri este obligat să facă documentația tehnică de măsurare. Am făcut acest lucru, ne-a luat cam mult, o perioadă de 4 luni, a fost o perioadă de iarnă, bineînțeles. Noi am făcut-o cu GPS-ul, suprafețele de la Romsilva, acele amenajări forestiere, sunt făcute manual, cu compasul, pe vremea pazvante, n-au bătut măsurătorii noastre cu GPS-ul și cu amenajărilor forestiere, a trebuit să ne punctăm fiecare, mă rog, suprafață cadastrală de acolo, a durat mult această lucrare, dar astăzi ea este făcută și de ce am vrut să o facem și împreună cu Romsilva, să ne punctăm, în așa fel încât să mergem la punctochit.lovit, atunci când ne adresăm Guvernului României, pentru că, dați-mi voie să vă spun, dacă nu mergi cum trebuie, nu ești pregătit cum trebuie, îți întoarce documentația înapoi și e mai greu să o iei iarăși de la început și nu ai prezință încredere. Deci eu sper că, dacă este voință politică, în câteva luni de zile să vină aceste păduri parc la primăria municipiului Suceava, iar noi am licitat deja documentația pe fondul europene pentru realizarea la fel a unor zone de amenajări pentru agrement în zona parcului și poate și deopotrivă în zona mănăstirii Zamca. Bun, am vorbit mult despre Burdujen Sat, am vorbit mult și despre ce înseamnă proiecte de dezvoltare pas cu pas, așa cum am ales eu titlul, prin întreg municipiul Suceava. Nu am acordat probabil destulă atenție cartierului Ițcani, vorbeați dumneavoastră de sediu unei primării în Ițcani, dar și de un centru multifuncțional. Ițcănenii să nu se simtă neglijați, așa cum lungă perioadă de vreme tot au existat reproșuri. Deci, iată, se întâmplă azi în Ițcani, deci s-a definit dat câștigător. Sper că în coadă să nu fie licitații, că au fost 3 oferte și când de regulă, mă rog, una a câștigat, două a pierdut, este și asta posibilitatea să conteste cel care a pierdut. Da, mai durează o săptămână, două, asta e. Dar sper să nu se întâmple acest lucru, să putem semna cât mai repede contractul de execuție. Vreau să vă spun că este un sediu civilizat acolo, un sediu modern, vom face atât cinematograful, așa ne obligă legea, pentru că acest spațiu de acolo a fost un cinematograf, cinematograful Arta. Și vreau să fac o paranteză aici, am procedat bine că municipiul Suceava a transferat toate cele 3 cinematografii la primărie, altfel și la asta din centru, Jaițcani și în Burdujen, probabil că erau niște dezvoltări imobiliare frumoase. Dar noi ne-am folosit în interiorul în folosul comunității și după ce s-a făcut un lucru bun, chiar un lucru bun apreciat de toată lumea la centrul cultural al municipiului Suceava, aici unde este Teatrul Matei Vișnec și desfășurat activitatea mai multe instituții culturale, teatru, cinematograful modern, fanfara municipiului Suceava, iată că vom face un cinematograf și în cartierul Ițcani, la fel un sediu al primăriei acolo, cu spații, cu destinații pentru poliția locală, pentru poliția națională, pentru, eu știu, farmacie, cabinet medical, poștă, vom avea spații suficiente de dat, de închiriat, dacă ar fi cazul, în așa fel încât să, și în ultimul rând, Asociația Gospodară din cartierul Ițcani. Și dați-mi voie să vă spun că, la fel cum așa s-a întâmplat, așa a câștigat licitația, acum și fericit domnul Gorcea, care a făcut un proiect extraordinar la cinematograful modern, tot dumnealui și echipa dumnealui a făcut proiectul și pe urma unui concurs de proiecte, a făcut proiectul și pentru Ițcani și este un proiect deosebit, vreau să-l văd implementat și sper să avem norocul să putem merge înainte cu contractul, în așa fel încât să punem în valoare, să fie o clădire frumoasă, reprezentativă pentru Ițcani și pentru Suceava. La fel la Ițcani, în curtea școlii generale numărul 7, am aprobat o grădință nouă, suntem la faza de proiect tehnic la Ministerul Educației. La fel, în cartierul Ițcani am licitat 2 străzi de pământ care sunt în evaluare, licitația este în evaluare la ora actuală. Discutăm de Barbu Ștefănescu la Vrancea și discutăm aici de strada Micșunelilor. La fel de important, un proiect pentru zone marginalizate. Așa e prevăzut în lege, sunt niște indicatori. Am putut să prindem aici reabilitarea și modernizarea stadionului la Ițcani. Va fi un stadion modern, un stadion cu tribune, cu încă nu avem azi în oraș, vom avea cu, spuneți, cu nocturnă și la fel lângă stadion am reușit să mai prindem 2 străzi să le reabilităm în strada stadionului, Epanomida Bucevski și sper să se întâmple acest lucru cât mai repede. Deci, și nu mai spun și anumite aducțiuni de gaz metan. De asemenea, suntem în studiu destul de înaintat cu reabilitarea străzii Alexandru Grigore Ghica, nu cea bulevardul principal, deci în spate, cum se merge spre firma de, mă rog, de deșeuri de Asiel,
Cele este o stradă care ne-am pus lumina anul trecut și este normal să o, să o și asfaltăm. Suntem cu ea la, la proiectul tehnic în această perioadă și la expertize. Deci n-am uitat cartierul Iscani și multe alte lucruri care se întâmplă și în Iscani. Nu l-am uitat, ba din potrivă, eu zic că de când sunt primarul municipiului Suceava, prin proiecte pe care le-am făcut, am apropiat cartierul Iscani de celelalte cartiere din, din oraș. Dar cu cei de la CFR ați mai vorbit privind reabilitarea gării din Iscani? Deci vreau să vă spun că le-a expirat autorizația. Am dat tot concursul să dăm o autorizație nouă. La fel am făcut eforturi, diligență pe la Cernăuț, mai găsim o serie de documente de proprietate. Deci ne-am adresat în scris la Ministerul Transportului să asigure finanțarea necesară. Deși în câteva etape s-au asigurat niște sume, acum am înțeles că sumele sunt foarte mici spre zero și se lucrează destul de anemic acolo. Părere de rău, sper că într-o zi să termine acea gară, gara de acolo. Sigur că primăria nici nu a dat bani afară din casă, dar chiar dacă ar fi așa, nu avem bază legală. Nu avem bază legală că nu este în patrimoniul nostru. Dar și cu această reabilitare a gării, eu sper să redevină Iscaniu cât de cât la ceea ce a fost altă dată. A fost o strandă, unde e situată? În Iscani sau? La Iscani, da, uite, uitați, mulțumesc, Dumnezeu să aminte. Altă lucrare foarte importantă, strandul la Iscani, pe strada Strandului, o lucrare de aproape 3 milioane de euro, care a fost licitată, urmează în perioada următoare să stabilim câștigătorul, vine realizat acolo un strad modern, vin dezafectate toate clădirile care sunt acolo, mai multe bazine cu apă caldă, în primul rând, pentru adulți, pentru copii, cu apă sărată, cu porțiuni de șezlonguri pentru plajă, cu locuri de joacă pentru copii. Deci chiar un strand modern și îmi pare rău că n-am reușit să-l dăm mai repede în funcțiune. Noi am mers pe idee să-l modernizăm. Din păcate, expertizele au arătat că el este vechi, de 60 de ani, s-au infiltrat în, mă rog, în zidurile de la bazine. Deci nu vreau să luați o investiție de la zero. Să luăm de la zero și atunci am reamplasat-o din nou. Deci o bărberim pe românește de acolo, plasăm din nou, facem bazine din nou, v-am spus diferența cu apă caldă, bazin pentru adulți, copii, pentru adulți, pentru copii, bazin cu apă sărată, zone de șezlonguri, zone de locuri de joacă și eu zic că o să fie un lucru bun. V-a furat puțin startul Cornișa, colegul de la Botoșani? Nu e adevărat, nu e adevărat și am mai spus și cred că e bine să mai clarificăm o dată. Deci o să ajungem la concluzie, chiar ieri am stat cu el la Botoșani și... Ajungem și la ajungem. Asociația. Da, dar ce vreau să spun? Și vă felicit pentru funcție. În primul rând vreau să vă spun că și lui valabil numai la Botoșani și celelalte orașe din jur care și-au promovat aceste gen humorul, care și-au făcut aceste aqualanduri, ce vreți dumneavoastră, bazine acoperite și așa mai departe. Deci acest lucru se întâmpla în anul 2005-2006. Atunci pe axa 5 erau două subaxe. Axa pentru turism, se dau bani pentru turism și pentru reabilitare de patrimoniu cultural. Sigur că noi am mers pe cetatea de scaun. Dacă noi nu reabilitam cetatea de scaun, se prăbușea. Pierdeam cetatea de scaun, pierdeam istoria orașului. Sigur, ele și-au făcut aceste bazine de not sau, mă rog, aqualanduri mai mari, cum este la Cornișa, la Botoșani. Eu încerc să revin cu acest strand, să recuperăm și noi și cu zonele de agrement. Unde avem o chestie deficitară și eu mă bucur că am început să revenim și noi cât de cât și fac o paranteză, zona de agrement actuală de pe tăraș, care este foarte, foarte apreciată de suceveni și de cei care vizitează orașul. Și urmează celelalte. Am spus de zona Șipăte, am spus de primarul râului Suceava, strandul. Iată că sunt 3-4 zone de agrement care vin din urmă și eu zic cât mai repede încât să avem și noi cât mai multe zone de agrement în municipiul Suceava. Deci asta este, s-a întâmplat un lucru, dacă aș mai fi să o dată de ce, tot așa aș lua-o. Închipuiți-vă că am fi avut un bazin modern, un aqualand acoperit și cetatea de scaun dispărea. Cred că trebuia să plecăm din oraș. Deci, ca să înțeleg toată lumea, așa a fost atunci, în anul 2000, noi am, numai din păcate n-am reușit să implementăm așa, deci noi am luat fonduri pentru cetate 27 milioane de euro, pe care 30 milioane le-am pierdut pentru că n-a fost pădurea, parcul și poate în administrarea primării municipiului Suceava, ei au luat câte 4, 5 milioane, 10 milioane, deci noi am mult mai mulți bani, dar i-am folosit pe reabilitarea cetății de scaune, s-au dat 5 milioane de euro. Sigur s-a făcut aici la Cornișa și la Botoșani cu întârziere, s-a finalizat această, fericit domnul primar la Botoșani, dar vă spun toată sinceritatea, nu e mare bucurie.
nu e mare bucurie, pentru că acum a început, e vara, dar e fiind o suprafață foarte mare acolo și vă spun din experiența altor orașe, de exemplu Clujul. Administratorul serii polivalente la Cluj, societatea care a făcut, a intrat în faliment. Deci n-ai cum, aceste nu se amortizează niciodată. Dar măcar cu banii cei care încasez, se suport întreținerea de acolo. Deci întreținerea înseamnă cheltuieli cu utilități care sunt foarte mari. Energie electrică, apă, salarii, salariați, iluminat public și așa mai departe. Deci vă spun că pare un lucru foarte bun. Bine, dacă sunt gestionate în regim privat, poate e altfel, dar în domeniul public, vă spun, un exemplu concret. Deci societatea care administra sala polivalentă la Cluj, care are atâtea evenimente, zi de zi, atât de mare atâtea evenimente, a intrat în faliment, că nu reușește să acopere costurile. Vă spun că nu cu invidie. Este acest risc și nu are pot să am. Peste tot unde s-au făcut aceste mari investiții, sunt foarte greu de întreținut după ce le faci. Deci le faci pe fonduri europene, sunt scumpi, ok, le-ai făcut. Da, dar după aceea îți produc o serie de costuri care an de an trebuie să le suporți tu, că nu este altă soluție. Deci una peste alta, îl felicit domnul primar la Botoșani că a făcut acest lucru, dar vă spun, nu sunt foarte invidios că noi astăzi la Suceava. Eu vă spun că și la Suceava venim din urmă cu acest strand modern, cu aceste zone de agrement care vi le-am descris mai devreme. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, divertisment și timp liber, tiroliene în zona de agrement Tătăraș? Da, deci a fost o licitație, vin montate acolo trei tiroliene, una de 200 de metri, una de 100 de metri, una de 50 de metri. Fără de aventură, permite... nu așa. Da, pentru că în zona, avem o zonă de pantă, la partea de sus a zonei de agrement, pe terenul de tenis. Din păcate, deși eu zic indicatorii sunt foarte buni, undeva la 1.800.000 de lei să facă aceste tiroliene, nu s-a prezentat nimeni la licitație. Am și o explicație aici, sigur, firme care se prezintă la licitație trebuie să fie abilitate, să fie autorizate în construcția acestor, așa, pentru construcția acestor tiroliene. Doamne ferește, oricând se poate întâmpla acolo un accident. Foarte multe avize. Da, foarte, a spus punctul pic, foarte multe avize, probabil că aici e problema, că în altă parte nu văd, dar sper să se... Noi deja am reluat licitația, să prezinte măcar un ofertant, să putem face aceste tiroliene. Să vă spun, au fost primarii din România la Suceava, au vizitat zona de agrement și nu de complezență. Au rămas foarte plăcut impresionați de zona de agrement, care, mai ales la ceas de sare, erau liniște acolo, s-au prins luminile, este ceva feric, așa fabulos, seara când toate luminile aprinse, au vizitat toate obiectivele de acolo, deci chiar au apreciat zona de agrement care am făcut-o și eu zic, dacă ne ajută Dumnezeu și mai facem aceste tiroliene, o să-i dăm o valoare și mai mare. Spuneați de reabilitarea cetății de scaun, ați vorbit și de proiectul de reabilitare a Curții Domnești și vreau să rămânem în cetatea de scaun a Sucevei, pentru că a debutat și luna diasporei și mai ales vine Festivalul Medieval, un festival deja care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Festivalul de Artă Medievală Ștefan cel Mare și Sfânt, titulatura corectă. Un proiect marca a Emil Constantin Ursu, de ce să nu o recunoaștem, dar sprijinit de dumneavoastră și de primărie an de an pentru desfășurarea în bune condiții acestui festival medieval. Un festival care atrage sute de mii de turiști. Da, așa este, să continuăm puțin cu și ajungem la festival. Da, am reabilitat cetatea de scaun, am reabilitat statuia și Ștefan cel Mare, un lucru foarte important și mă bucur, a fost un moment deosebit în acest an, pe data de 2 iulie. Și o spun cu durere în suflet, că mai mult respectă pe Ștefan cel Mare cei din afara țării și mă refer în special cei din Republica Moldova, au avut o delegație foarte consistentă, peste 100 de persoane din Republica Moldova să depună coroane de făr la statuia Ștefan cel Mare de la cetate. Și, sigur, continuăm acest lucru, să facem legătura între cetatea de scaun și Curtea Domnească. Este prins acest proiect Curtea Domnească la Institutul Național al Patrimoniului pe o reabilitare de monumente istorice. Noi am făcut deja licitație pentru proiectul tehnic, este în curs de realizare în acest moment, a câștigat o firmă de la Iași care este abilitată în asemenea proiecte și sper că în perioada cea mai scurtă de timp să-l finalizăm. Am stabilit cu domnul director general de la Institutul Național al Patrimoniului, după ce termin proiectul, să merg să-l depun la dumnealui pentru finanțare. Deci, iată, vrem să facem această legătură cetatea de scaun, statuia Ștefan cel Mare, Curtea Domnească. Cât privește Festivalul de Artă Medievală, sigur că este... A spus dumneavoastră foarte frumos și vă citez acum, cetatea de scaun a Sucevei va intra în atenția publicului larg ca simbol al lumii medievale. Așa este. Așa este, pentru că
Este aici o continuitate și o perseverență. Sigur că și eu totdeauna l-am apreciat pe domnul Emil Ursu ca un profesionist și îl fericit încă o dată, nici o fel de problemă. Eu mai glumesc dumnealui, sigur el are foarte multe idei și spune, Emil, tu idei mai ai, că noi bani nu mai avem. Dar trebuie să dăm cezarul ce al cezarului, este un profesionist acolo și își face treaba așa cum trebuie și eu îl fericit încă o dată public. Mă bucur de asemenea că Primăria Municipiului Suceava, iată, pentru al 13 ani consecutiv, este principalul finanțator acestui Festival de Artă Medievală și în acest an avem pe ordine de zi pentru ziua de mâine suma de ședință Consiliul Local de 250.000 de lei. Este un festival internațional medieval, pe lângă trupele care mai vin... 500 de artiști profesioniști și amatori. Da, adică care vin și din Moldova și din Republica, din Republica Moldova, din Ucraina. În acest an înțeles că vin trupe și din Turcia. Deci este un festival Festival Internațional de Artă Medievală, care, așa cum a spus dumneavoastră, nu mai are nevoie de nicio prezentare și eu sper ca în perioada 15-18 august, când se desfășoară, să fie o dată reușită. Vreau să vă spun că mulți turiști vin în Suceava, vin în Bucovina în acea perioadă și pentru acest festival de artă medievală. Bun, un ultim subiect pe prima parte a emisiunii, o să luăm o scurtă pauză publicitară, revenim cu primarul municipiului Cernița, deci des primarul Sucevei, economistul Ion Lungu și în partea a doua vom avea subiecte interesante, vom vorbi despre reabilitarea, pentru că nu am vorbit deloc, de drumuri și cartiere, cartiere Europa, drumuri, tot ce înseamnă, avea domnul Lungu un slogan în campania electorală în urmă cu vreo 3 ani și jumătate, 4 ani. Aproape, pa. Nu, 3 ani, în urmă cu 3 ani. Cum e, modernizare de la scara blocului. Da, modernizare la scara blocului. Da, dar vorbim în partea a doua. Stai, stai, vă rog, vă rog, vă rog. Un ultim subiect tot pe... pe lungimea asta de undă, dacă am vorbit de festivalul medieval, ce urmează, haideți să facem, să tragem o concluzie și să facem o analiză scurtă, scurtă, ce a însemnat anul acesta zilele Sucevei. Da, cred că au fost zile ce sunt un proiect reușit, au fost 4 zile în care sucevenii s-au bucurat de zile orașului nostru. Așa cum se știe, au fost mai multe locații în care au avut loc aceste evenimente. În primul rând la Iuris Mall și o să vă aduc factura, dar la deopotrivă și în centrul orașului, în zona cetății de scaun, au fost foarte mulți, foarte mulți participanți în aceste 4 zile. Părerea mea că au fost peste 15.000 de oameni care s-au bucurat de zile orașului nostru. Am avut musafiri din Moldova, primarul de la Soroca, delegații din Susnovesc, oraș care suntem înfrățiți, din Cernăuț. Deci, una peste alta, eu zic că a fost un reușit eveniment, plus faptul că am avut artiști de toate felurile, care au bucurat atât pe cei mari cât și pe cei mici, la muzică ușoară, muzică populară și, sigur, alte evenimente, inclusiv spectacole de teatru în aer liber. Deci, eu zic că ediția din acest an a fost o ediție reușită, ca și celălalt, de altfel, în toți anii, dar de la an la an, eu zic că crește calitatea acestor evenimente și asta ne dorim și noi, ca sucevenii să simtă, să sărbătorească zilele orașului, pentru că e bine să ne iubim orașul. Eu, sigur, pot fi subiectiv, dar vreau să vă spun, primesc foarte multe complimente și eu zic că avem un oraș frumos, ne putem mândri cu el. Sigur că mai sunt încă multe lucruri de făcut, dar una peste alta este orașul nostru și eu zic că trebuie să-l iubim și să ne implicăm și să participăm atunci când sunt evenimente legate de oraș. Au fost și evenimente sportive la zilele Sucevei? Au fost și evenimente sportive, deci... Că tot ați văzut știri cu reabilitarea, mă rog, șterg praful de pe stadionul Arenii. Ce se întâmplă acolo? Deci, da, să vă spun că sunt niște reparații destul de consistente la stadion, pe lângă faptul că au fost reabilitate băile, vestiarele și mai departe, s-au vopsit toate, mă rog, tribunile, se lucrează componente metalice și mai departe. Deci, pregătim, avem pe data de 6 august, începe turneul celor 4 regiuni pentru Europa și nu putem să ne facem de râs. Aici suntem parteneri cu Consiliul Județean și sigur că în perioada 6-8 august se vor desfășura aceste meciuri de fotbal între cele 4 regiuni, Schwaben, în Cernăuț, Maien, Franța și Suceava din România. Deci este un proiect destul de important. Și în ultimul rând ne pregătim cum se cuvine și încep din nou să fiu optimist, să vibrez pentru echipa de fotbal. Am văzut că lucrurile cât de cât au intrat într-o etapă normală, au început să aducă jucători buni, jucători care au fost crescuți de Suceava, gen Cerlincă și Stănescu și
și mulțumesc că au revenit la Suceava și mi se pare că așa era corect și firesc să nu se la Rădăuță atât timp cât noi i-am format și i-am plătit fie la liceu sportiv sau la echipele care au fost înainte cetate. Au datorie morală. Au datorie morală să plătim ca atare să joace pentru Suceava. Deci ne pregătim cum se cuvine cu stadionul și pentru nouă sezon fotbalistic și cu speranțe că ne vom bate să revenim în Liga a doua. Handball? Handball-ul, colaborare cu universitatea așa foarte face bună, foarte bună colaborare cu universitatea. Ați mai întâlnit cu domnul Popa, da, mai vorbiți? Da, chiar luni am vorbit cu domnul Popa. Luni am vorbit cu domnul Popa și domnul Dimian. Vreau să vă spun că clubul a fost transferat de la Ministerul Educației la universitate. Acest lucru produce mai multe posibilități de acordare, mă rog, de finanțări și alte mijloace, hrană și așa mai departe de către universitatea. Cu cei 1.500.000 care de primăria, noi ne dorim să revenim, să revenim apoi în Liga Națională în primul rând. Chiar în cursul zilei de ieri dimineață am avut o discuție cu domnul Adrian Chiruț. Sigur că au fost niște discuții la de principiu, la vremea când echipa a retrogradat, domnule, antrenorul trebuie să-și asume, că, mă rog, el și-a asumat, urma discuții pe care le-am avut, am constatat că nu numai el este divină, și conjunctura care a fost și, mă rog, ca atare l-am reconfirmat înapoi în funcție. Eu am încredere în Chiruț, am încredere la fel în domnul German, care va superviza echipa de handball, am avut discuții în acest sens cu dumnealui și cu domnul rector Popa și eu zic că avem speranță să ne batem cu copiii care avem, cu ceea ce mai vin astăzi la echipă, să putem să revenim înapoi în Liga Națională. La fel de important, stăm într-un șac de ăsta etern cu transferul CSM-ului la primărie. Tot s-a discutat atâta timp cu descentralizarea. Am dat vreo două hotărâri de Consiliul Local. În această dimineață am trimis un răspuns legat de Palatul Copiilor, dacă vrem să-l luăm. Mai dau vă trei ori acest răspuns că da. Tot ne întreabă, în fine, de această dată Ministerul Educației. Deci, noi vrem să preluăm CSM-ul. Nu că am putea face minune acolo, dar totuși astăzi asigurăm o parte bună din finanțare. Doi, să putem face măcar niște reparații cum ne-am făcut la stadion, să intrăm puțin mai jos și prin presă, cum cad pereții de acolo, tencuiala, să reabilităm grupurile sanitare, instalații de încălzire, de climatizare, să, mă rog, fețuim o leacă această bază sportivă Unirea, care nu a mai avut parte de reparații de peste 20 de ani. Așa cum am promis în partea a doua a emisiunii, vorbim de lucrări de reabilitare stradală care continuă în numeroase zone din oraș, vorbim despre platformele de gunoi îngropate, o problemă, am înțeles, pe strada Măgurei, vorbim și de Asociația Moldova se dezvoltă, acolo unde Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a fost ales vicepreședinte. Revenind după o scurtă pauză de publicitate.